Dublarea alocațiilor presupune un efort bugetar de aproximativ 7 miliarde de lei pe an. Mai există vreo altă cale de atac? Cu siguranță. Am mai trăit acest episod. Partidul Național Liberal va dubla alocațiile, dar va dubla alocațiile, așa cum am hotărât, în 5 trepte. Până la ultima treaptă, ultima creștere a alocațiilor, va fi la 1 iulie 2022. Deocamdată e numai un anunț al Curții Constituționale, așteptăm motivarea. În funcție de motivare vom decide ce avem de făcut. Acuz PSD de criminalitate economică, acuz PSD că vrea să distrugă economia românească, acuz PSD că vrea să oprească procesul de revenire economică pe care l-am început, provocând cheltuieli și mai ales provocând consecințe dramatice pentru România.